Mi s-a părut ceva în față și am tras de volan, am dezechilibrat mașina spre stânga un pic și domnii m-au luat în spate. Mai există însă o variantă. Se pare că taximetristul, care conducea de mai bine de 13 ore, ar fi adormit la volan. A făcut o manevră greșită, iar polițiștii care veneau din spate nu l-au mai putut evita. L-au lovit, iar mașina de poliție a ricoșat în refugiul RATB, unde un pieton aștepta autobuzul. Și el și polițistul au avut nevoie de îngrijiri medicale. Urmează să efectuăm cercetări în continuare pentru a stabili cu exactitate cauza producerii accidentului și vinovăția conducătorului auto. Etilotestul a arătat că cei doi șoferi nu se urcaseră băuți la volan.